Vremea frumoasă din ultimele zile de la malul mării i-a determinat pe motocicliștii constanțeni să dea o tură prin oraș și nu oricum, ci în compania lui Moș Crăciun. În acest fel, motocicliștii vor să-i determine pe automobiliști să adopte o conduită preventivă pentru evitarea îngrenării în accident. Ne-am îmbrăcat unii dintre noi formă de Moș Crăciun, crăciuniță sau ureni, pentru a atrage atenția participanților la trafic, că și motocicliști, oameni pe două roți există și de aceea, cum vedeți, sunt îmbrăcați în Moș Crăciun, în crăciunițe. Copiii pe stradă ne-au făcut cu mâna, bunicii s-au oprit. Planurile bikerilor nu se opresc aici. Profitând de apropierea sărbătorilor de iarnă, aceștia s-au pregătit pentru a demara o acțiune caritabilă. Anul acesta moșul nu a venit tradițional la Sani, trasă de Reni, pe două roți. Din dorința de a face și un bine, am strâns niște bani de la fiecare, în formă de donație, cu care vom achiziționa niște calculatoare pentru niște copii dintre niște centre de plasament din Constanța. De asemenea, s-au primit ca sub formă de donație și pachete cu haine, cu jucării pentru aceiași copii. Așadar, dragi conducători auto, ajutați-l pe moșul să ajungă în siguranță cu darurile la voi.